Bine te-am găsit. Sunt Șerban Stănescu, autorul acestui curs video și, ca și la precedentul curs, omul reptilian, încep cu niște precizări foarte importante. Repet ceea ce am afirmat și la cursul anterior și este în egală măsură valabil și pentru acest caz. Din perspectiva din care discut eu, și informațiile pe care le prezint se referă la următoarele aspecte. Creierul limbic, privit ca formațiune neurală a sistemului nervos central. Comportamentul specific omului care este comandat de creierul limbic. Atitudinile față de situațiile de viață ale omului limbic. Subliniez din nou, pentru că este foarte important de înțeles, faptul că omul limbic este un stadiu de dezvoltare al ființei umane. Nimic altceva, nici bun, nici rău, pur și simplu un stadiu de dezvoltare. A privit din perspectiva bun, rău, este total inadecvat unei analize serioase și unei discuții decente. O astfel de perspectivă este mult prea rudimentară pentru a servi înțelegerii ființei umane și chiar mai mult decât atât, a înțelegerii Universului ca întreg. Complexitatea ființei umane ne impune o abordare cu largă deschidere, ori a limita totul la bun-rău ne închide într-o perspectivă extrem de inadecvată acestei complexități. Comportamentul și creierul limbic. Denumirea metaforică omul limbic se referă la acel om care este comandat predominant de către creierul limbic. Ce înseamnă asta și de ce este important pentru tine? Creierul limbic determină un anumit tip de comportament al omului, atât față de sine, cât și față de mediul de viață și implicit față de ceilalți oameni. Așa cum am mai spus, la nivel mondial, măsurătorile radiestezice indică o pondere de 32% oameni care sunt comandați de creierul limbic. Asta înseamnă că acești oameni se lasă conduși în viață după principiul plăcere, durere și principalele motivații, principalul factor motor al acțiunilor lor sunt emoțiile și plăcerile. Așa cum am mai spus, acest nivel de conștiință este guvernat de vibrația apă, ceea ce introduce mișcarea în paleta de opțiuni disponibile. Chakra care guvernează acest nivel de conștiință este Svadhisthana chakra. Și principalele funcții se referă la coordonarea emoțiilor, la activitatea sexuală, respectiv instinctul de reproducere, și la circulația fluidelor în organism, sânge, limfă, alte umori apoase. După cum poți să-ți dai seama, un aspect important îl constituie aici sistemul imunitar. Acel sistem care se ocupă de starea noastră de sănătate. Am făcut această precizare, mai ales datorită situației create la nivel mondial din martie 2020. După cum știi, principala cauză care conduce la îmbolnăvirea cu noi virus este starea slăbită a sistemului imunitar. Hai să vedem acum cum este comportamentul unui om comandat predominant de creierul limbic. Între principalele sale preocupări în viață, preocupări care au rangul de prioritate maximă, se află sexul și aventurile sexuale, precum și un stil de viață bazat pe plăcerile carnale, aici intrând în primul rând mâncarea. Criteriul după care este aleasă o mâncare este gustul și asta cu prețul deteriorării sănătății. Cine a făcut efortul de a studia cu seriozitate modul tradițional în care ne alimentăm, arta culinară în general, a constatat că peste 95% dintre preparatele pe care le consumăm
sunt foarte acide, ceea ce în timp conduce la permanentizarea dezechilibrelor energetice și la răspândirea bolilor digestive. Cum bolile digestive afectează întregul organism, mai devreme sau mai târziu ajung să cedeze rând pe rând și celelalte organe. În fine, este important de precizat că fenomenul care a fost numit vampirism social și vampirism psihic se referă la fenomenul de provocare a unor emoții negative unei persoane, energie care, sub diferite forme, hrănește pe cel care provoacă acel tip de emoții. Majoritatea celor care procedează astfel sunt rare ori conștienți de faptul că se hrănesc cu energia victimelor lor și asta datorită lipsei educației extrasenzoriale. Adică, tocmai acea educație care ne învață anatomia corpului energetic și funcțiile de bază ale chakrelor, care sunt organele principale ale corpului energetic. Pentru un clar văzător, spectacolul este foarte neplăcut, cum este și normal să fie. Violența emoțională extremă la care suntem supuși, mai ales în ultimul an, ne săcătuiește de energie și, dacă am avea educația extrasenzorială minimă necesară, am fi mult mai atenți la ce emoții răspândim în jurul nostru, la felul în care stările noastre emoționale îi influențează pe cei din jurul nostru. Am precizat pe blog în articolul Suflete pereche, comunicarea telepatică, atunci când am vorbit despre undele telepatice sau undele emoționale, că acestea se propagă indiferent de distanță. Prin urmare, este important să știi că emoțiile tale, atât cele constructive, cât și cele destructive, se propagă în tot universul și afectează tot ceea ce numim viață. Dacă o agresiune fizică poate avea loc doar la mică distanță și prin contact direct, vezi legile fizicii solidelor, agresiunea emoțională poate avea loc la orice distanță și indiferent de oră sau condițiile meteo de afară. Pe cale de consecință, a ignora emoțiile și cunoașterea lor, a îți ignora educația extrasenzorială, pe lângă prejudiciile pe care ți le aduce ție, aduce prejudiciul unui număr enorm de mare de oameni, practic imposibil de aflat. Influența emoțiilor noastre asupra mediului poate fi observată cel mai ușor în cazul oamenilor care se ocupă de creșterea plantelor în locuințele lor. Am cunoscut mulți oameni care se ocupă de plante acasă și toți au remarcat cât de importantă este atitudinea interioară cu care tratăm aceste ființe. Mai mult decât atât, Dr. Masaru Emoto, în opera sa, a demonstrat științific faptul că apa este influențată de gânduri și de emoții și că aceste emoții sunt transportate prin intermediul apei, practic pe distanțe colosale, datorită ciclului apei în natură. Cum în organismul uman există o proporție foarte mare de apă, în special în sistemul circulator și limfatic, este evident cât de important este să ne cunoaștem atât emoțiile, cât și efectele acestor emoții asupra ființei noastre. Astfel putem spune că organul energetic, Svadhisthana Chakra, împreună cu organul fizic numit creierul limbic, constituie interfața între om și mediul de viață, iar agentul de comunicare, de schimb de energie și informație, îl reprezintă emoțiile și limbajul emoțiilor. Experimentele făcute de mine de-a lungul la peste 40 de ani cu privire la influența emoțiilor, dar mai cu seamă la posibilitățile de comunicare între specii prin intermediul emoțiilor, m-au condus la concluzia că limbajul emoțiilor
are un grad de universalitate mult mai ridicat decât limbajul articulat. Ce vreau să spun prin asta este că te înțelegi prin limbajul emoțiilor cu practic orice formă de viață. Un experiment interesant poate fi făcut de către oricine folosind comunicarea paraverbală. Comunicarea paraverbală se referă la muzicalitatea cu care rostim cuvintele și în egală măsură conținutul emoțional pe care îl transmitem prin inflexiunile în voce. Astfel, oricine se poate convinge în câteva minute de experiment cu un grup de oameni de un adevăr. Inflexiunile vocii și emoțiile sunt mult mai ușor recepționate și mult mai corect înțelese de către auditoriu, inclusiv de către cei cu deficiențe de auz. Există suficiente materiale încât să te poți documenta. Există studii și cercetări amănunțite privind impactul pe care îl produc vorbitorii în public și ce anume produce cel mai mare impact și ce aduce în cea mai mare parte succesul unui vorbitor public. Doi factori sunt extrem de importanți. Gesturile și inflexiunile vocii. O argumentație foarte sugestivă o face în mai multe materiale video Tony Robbins. Poți studia aceste aspecte și în materialele video ale lui Joe Vitale, Joe Dispenza, Brian Tracy, Bob Proctor. Iar la noi, cel mai interesant, găsesc că este Andy Sekei, care are de fapt și un training dedicat numit Speaker Elite. Stadiul limbic, o necesită. Tate evolutivă. Ca și stadiul de dezvoltare pe care l-am discutat în cursul precedent, omul reptilian, omul limbic este un stadiu de dezvoltare și un nivel de conștiință. Fără a fi în sine ceva dăunător, poate fi însă dăunătoare cramponarea de acest mod de a percepe realitatea, exclusiv prin prisma plăcerilor și a satisfacției sexuale. Unul dintre lucrurile care aduc multă suferință în întreaga lume constă în faptul că în majoritatea cazurilor căsătoria dintre doi oameni și deci formarea cuplului se bazează pe atracție sexuală, pe instinctul de reproducere, cu alte cuvinte. Dacă ne amintim faptul că creierul limbic este cel care se ocupă cu emoțiile și adăugăm la instinctul sexual și tot conceptul emoțiilor, avem o imagine destul de clară a cauzelor care duc la destrămarea cuplurilor și la mulțimea de drame ale membrilor familiilor destrămate. Odată îndeplinită funcția de reproducere și copilul sau copiii apăruți, instinctul de reproducere se diminuează până la dispariție. Emoțiile care au favorizat reproducerea dispar și cum asta a fost singura legătură efectivă între cei doi, mai rămân doar corvezile, adică răspunderile legate de copii, pe care prea puțin sunt dispuse și le asume cu adevărat. Ceea ce se afirmă public este exact contrariul la ceea ce se află în interior. Frustrări, dezamăgire, rezistență în fața îndeplinirii unor obligații asumate inconștient sau cel mult semiconștient. Încă o dată repet, omul limbic este un stadiu de dezvoltare. Prin urmare, fiecare are libertatea de a învăța, de a se auto-educa, de a înțelege și a conștientiza funcțiile și rolul unuia sau a altuia dintre aceste subdiviziuni neurale, pe care le-am numit convențional creierul reptilian, creierul limbic, etc. A rămâne blocat în aceste moduri de percepere a realității este o alegere personală. Desigur, avem dreptul să experimentăm la infinit una și aceeași modalitate de gândire, unul și același mod de viață. Totuși, este important să înțelegem că evoluția
este un mecanism universal, o lege internă a Universului. Și cei care refuză să înțeleagă aleg în fapt să părăsească lumea fizică sub o formă sau alta. Bolile sunt în fapt o expresie a refuzului de a evolua. Mă opresc aici, urându-ți. Săptămâna luminată. Să ne vedem cu bine la următorul curs. Și să-ți mulțumesc foarte mult pentru faptul că urmărești acest serial de cursuri video pe care îl realizez deja de 8 ori, de 9 ori. Apreciez foarte mult acest fapt și sunt conștient de faptul că este un act de mare curaj, mai ales în zilele noastre, să faci o incursiune tine însuți, să mergi pe calea autocunoașterii. Așadar, sunt recunoscător pentru acest efort care ne ajută pe toți, chiar dacă pentru unii acest lucru este mai puțin evident. Și te rog, dacă consider că cursurile mele sunt de folos, dacă rezonă, înscrie-te folosind butonul subscribe și de asemenea activează notificările și dacă consider că cunoști oameni care ar putea fi de folos, dă mai departe, share aceste video. De asemenea, dacă urmărești blogul Suflete Pereche și citești articolele de pe blog, îți sunt recunoscător dacă dai share și la acele articole. Să ne vedem cu bine!